Fie că avem 18, 30 sau 50 de ani, suntem toate femei. Suntem frumoase, seducătoare, capabile de lucruri mărețe. Vă propun să sărbătorim feminitatea noastră printr-un machiaj potrivit acestei zile, în care bărbații ne mulțumesc că facem parte din viața lor. Pentru că un look obosit nu este niciodată frumos, folosiți un corector într-o nuanță mai deschisă decât tenul vostru pentru a ascunde ciarcănele. Orice produs cremă sau lichid trebuie fixat cu o pudră. Pentru mai multă acoperire, puteți folosi un fond de ten mineral. Machiajul ochilor începe prin folosirea unei baze. Voi aplica un fard bej pe toată pleoapa, cât mai apropiat de nuanța pielii mele. Ochiului aplic un fard negru mat, pe care apoi îl difuzez bine cu o pensulă de blending. Fard negru îl voi aplica și pe pleoapa inferioară până aproape de colțul intern. Pentru a îndulci puțin privirea, folosesc un fard roz mat pe care îl aplic deasupra celui negru. Desigur, nu neglijăm nici pleoapa inferioară. Privirea cu un fard bej deschis și de fat, aplicat în colțul intern. Cu un creion negru conturez interiorul ochiului, chiar și colțul intern. Și aplicăm mascara cu generozitate. Am ales un blush roz piersică, cât să dăm puțină culoare feței. Buzele le păstrăm naturale, dar le voi contura cu un creion într-o nuanță nude. Pas este un ruj nude potrivit tenului tău. Nu ne oprește nimeni să ne simțim minunat în fiecare zi. Bucură-te că ești femeie!